Ia, arunc-o pe drept. Ia și aruncă. A căzut în apă. Ai auzit? Da. Deci e apă. De-aia m-a avut eu ideea găleată. Hai un cu aici. Unde? Păi? Pe acolo e. Da? Pe acolo și e traseu. Sau pe acolo? Nu e o apă aici, nu mai știu de unde vin. Aici a intrat tu la vestiare, nu? Aici. Pe aici l-a intrat? Da. Dar o să mai vedem urmele noastre de locuri. Vrei să ieșim? Păi da. Nu mai vrei nimic? Ce să mai vrei, mai frig, un pola nu mă vreau să vorbesc. Aia ți-e frig. Păi ce am ieșit, mă? Da, mă, nu știi. Nu mai ți-au ce aminte că e tunelul Pavat? E construit. Bă, dar n-am văzut așa în piața asta. Ce n-ai văzut? Sunt curios cum e ăla descoperit de azi. Care? Ăla de era acolo. La botul calului. Dar să-mi trimis și eu filmările astea pe Telegram. Da, mă, am înțeles, mai trebuie să-mi spui de 10 ori. Tu ești ca un tuc. Da, sigur. Și fricos. Eu fricos? Păi dacă eram fricos, te aduceam aici? Hmm? Și mai uiți un lucru. Vezi că eu am descoperit chestia asta singur. Ai înțeles? Și am intrat singur pe aici. Când m-ai intrat singur? Dacă urmăreai Facebook ăla, YouTube-ul, vedeai că pusese în filmări și am spus că vin cu întăriri. Că e labirint. Și pe urmă, singurile întăriri au fost Cristi. A fost domnul Cristi la Focșani. Ăla a fost întărirea, primul. Da, și ce zice? Ha, că nu mai pot. E, că nu mai poate. Ha? N-ai zis că nu mai poate, da. Deci aici sunt trei pereți de beton. Mai e de umblat pe aici, bus. Vezi că... E bine să venim mai mulți, mă. De ce să vin mai mulți? Pentru că și de revenit să mai explorezi. Eu sunt rupt în gură de somn. Băi, dar stai, ce să mai merg aici? Păi aici merg, dacă comunicăm între noi aici. Ce treabă are? Eu ne-am auzit? Păi nu știu dacă e dată drumul asta. Ionii. E oprită, mă, asta, ai oprit totul mașină. Ia vezi, 46000. Era oprită, ia dă-i. Ionii, mă, vezi? Logic, era oprită. Nu știu ce vreau să vedem. Da, mă, e la spate, n-am ce să zic. Uite, pe aici era mișto să fi intrat. Au cum arată aici. Am intrat cu Cristi până astea. E un cărucior de la vechi, ruginit. Unde? Și e de la de butelii. Pe aici, pe uite și eu. Ce să fac cu el? Da, mă, nu intru, mă, că e toxic, au dracu aici. Ce toxic, pe dracu? Nu intru, mă, 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 mă. Vii cu mască de-aia, anti-covid. Da, e, da, dar e ceanură multă. Da. Păi, ești safe cu aia. Ioane. Uite aici. Ce scrie acolo?
casa. Ce scriu? Are și un cap de mort. Bă, ăștia au fi fost birourile, mă, aici? E, birouri. De te nu-i fixam și închise așa, mă? Păi, nu știu. Bă, e posibil să nu-i fost ceva aici. Prima dată a fost aici. Auzi, a fost aici, ușă, beton, l-a spart. Și pe urmă l-a făcut pe ălaltul, vezi? Bă, nu știu, e ceva. Bă, e ceva în toate trei. Că sunt trei. Este ceva, adică mă refer, au fost cele făcute cu un scop. Logic. Eu zic că după alea sunt vagonetele, sunt toate alea, uite ieșire. Bă, vreau să mergem și la ăla, la puțul ăla sus. Ăla e afară, nu mai te bag nicăieri. Care e un? Puțul ăla, mai e un puț. Poate lăsăm găleata fină ăla. Ăla e mai mic. Nu mai cum, da. Păi n-auzi mă că nu e d-ăsta. E afară, în aer liber. Și să vezi și cariera, că n-ai văzut-o. Să merg pe jos? N-auzi că e 10 minute de mers? Încă e ziua. Mamă, ce se lipește, smulge încălțămintea din picioare. Da, da, cum nu poți să bun de făcut sobă. Da. Da, unu. Cine mai apelează la metoda primitivă? Adel Banhil. Acum ăștia vin și ciorgesc noi ăla aici. Domnul, dacă a făcut și instalația de spălat. A? Da, la aia mergea. N-ai văzut? Trebuie să deschidem un nou front de lucru. N-am nicio pungă în pula mea să bag angra asta mult aici. Păi erau pungi pe aici, n-ai văzut că lăsase? Hai mă, ce. Erau curate, alea roșii, nu le-ai văzut? Era o pungă și era altă pungă băgat. Uite, poți să calci un pic prin apa asta. Mai te curezi pe talpă. Aici vezi că dacă aluneci, trebuie să știi cum să calci. Dacă aluneci în jur pe aici, mai și cazi pe aici. Deci n-am fost nevoie de brichetă. Un final.